Minorul de 15 ani din Târgu Jiu, căutat timp de aproape o săptămână de polițiști, a fost găsit aseară de părinții săi pe o stradă din oraș. Acesta a fugit de acasă după examenul de evaluare națională, pentru că ar fi obținut o notă sub așteptări. Oamenii lege au descoperit că adolescentul a plecat cu bicicleta spre Șușița și a ajuns la Baia de Aramă, unde a vândut bicicleta și a luat un taxi până la Severin. Ulterior a mers la Craiova, iar de acolo a plecat la Alba Iulia, urmând traseul Timișoara, Deva, București, Giurgiu, Constanța, după care s-a întors acasă. Călătoria ia sa s-a încheiat aseară la poliția din Târgu Jiu, unde a dat explicații timp de câteva ore.